În prima parte la Subiectiv discutăm cu fostul premier Victor Ponta. Îl salut pe domnul Ponta. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Multă sănătate celor care ne urmăresc acum, pentru că dacă se bazează pe Voiculescu, trebuie să avem bani de Viena. Noi am avut niște alegeri parlamentare în urmă cu vreo 4 luni de zile, câștigate de un partid care n-a ajuns la putere, deși a câștigat alegerile parlamentare și acum guvernează această coaliție, PNL, USR plus UDMR, avem și un guvern, mă rog, avem un guvern, da. Cum arată din punctul nostru de vedere lucrurile după aceste 4 luni? Acum, eu n-am venit să zic, vai ce rău e, că dacă eram eu era mai bine sau... Dar evident că arată rău, pentru că seamănă, mulți dintre cei care ne urmăresc, poate nu-și mai amintesc, dar seamănă cu 1997-2000, când a venit o coaliție și a fost dorința președintelui de atunci să aducă o coaliție la guvernare într-o perioadă de criză economică. Și a fost foarte rău, adică după aceea am muncit vreo 10 ani până la următoarea criză, ca să reparăm. Este însă și o diferență esențială. Eu consider că atunci, în 97, pur și simplu nu știau. Cei de la... Era PNCCD, dacă nu mă înșel, dumneavoastră era jurnalist. Da, PNL. PNCCD, care a dat acum, și premierul. Situația e mai gravă, pentru că acum avem în interiorul coaliției, și mă refer la cei de la Plus, la domnul Cioloș, la domnul Voiculescu, sunt niște personaje crescute, educate, trăinuite, ca să folosesc termenul antrenate, pe care... Antrenate, adică. Da, da. Știți că ei se trăinuiesc. Toți prin străinătate, nu știi, dar toți au 2-3 ani din viață în care nu știi ce au făcut în străinătate. Oare de ce? Pentru că eu cred că au fost trimiși în România special ca să ne mai ia ce mai era de luat. De exemplu, în sănătate, sunt doi, eu tot timpul spun, am fost premier, am fost ministru, cu asta m-am ocupat. Au mai rămas două domenii în care sunt bani foarte mulți. La apărare, unde acolo România are cu America, cumpără direct din America, nu prea poți să te bagi. Și sănătatea. Domnul ăsta Voiculescu, de 4 ani, de 5 ani, se bagă bani în el. Dacă îl întrebi, domne, dar de când te pricepi tu la sănătate? Sau, mă rog, nu știu, ai vreo legătură? Nu, dar eu am venit să fac reforme. Reforme însemnând să le facă dosare penale la medici, să transforme totul la privat, să trimită pacienții din România în străinătate. Da, oamenii ăștia au un program de distrugere, de haos. Cei din 97-2000 nu știau, săracii. Dar ne-a fost rău atunci, probabil că acum ne va fi Bun, și mai atunci rău. Atunci se întâmpla așa pentru că ei nu știau, iar acum practic sugerează că se întâmplă cu program. Este așa. Un program clar și repet aici, al eu fac diferență. Adică cine uitați-l urmărești... pe domnul Cioloș, care a apărut în România din neant, a devenit comisar european, aici domnul Băsescu ar trebui să ne spună ce legătură a avut cu România, că nu, pentru agricultura românească n-a fost mai bine cu Dacian Cioloș. A reapărut ca premier și ar trebui să ne spună domnul Iohannis, de fapt Rareș Bogdan știa înainte de colectiv și înainte ca eu să-mi dau demisia că o să fie Cioloș prim-ministru. Domnul Voiculescu, care câțiva ani a dispărut prin Austria, zice că a avut o școală, dar nu știm Bogdan ce școală. Știa, trebuie, dați-ne amănuntă. Nu, dar cred că e o informație pe care noastră ați dat-o de multe ori. Cam cu 3 săptămâni înainte de colectiv, Rareș Bogdan știa că urmează să vină Dacian Cioloș prim-ministru. Da, nu cred că știa că se va întâmpla colectiv. Sper că nu. Se sizez o nuanță aici. Sper că nu. Băi, nu, nu am adică, asemenea informații. N-aveți, dar e foarte grav. Da, mai vreau foarte să spun ceva, să fi știut dincolo de chestii, știți? Dincolo de polemica politică, vreau să spun un lucru. Am lucrat, din calitatea mea de prim-ministru, cu un domeniu atât de special, cum e cel al sănătății, într-o perioadă în care nu era criza cumplită de acum. Eu am făcut facultatea de drept. O facultate destul de dificilă, dar față de medicină, domne, e ușor drept. Hai să fim serioși. Medicina, 6 ani de facultate. După aia rezidențiat, după aia gărzi, spitale. Pe bună dreptate, lumea medicală din România, toți care termină o facultate de medicină, spun, domne, tratați-mă cu respect. În primul rând, dați-mi un om să mă conducă pe care să-l respect. Un profesor, un medic, un om, un specialist. Domnul Voiculescu nu are școală deloc. Cu sănătatea are o treabă în sensul care... El zice că are școală. Dumneavoastră știți ce școală are? Că eu n-a reușit nimeni să găsească școala. Dar n-ați spus că i-au trăinuit. A făcut medicină? Păi nu cred că l-au trimis la medicină. Are un unchi care vinde medicamente, am înțeles. Poate aveam și eu un unchi care, nu știu, făcea televiziune, nu însemna că trebuie să fac emisiuni. Deci, o sfidare pentru un sistem esențial în orice țară,
În cel mai greu moment, eu nu cred că pentru sănătatea din România a fost un moment mai greu, nu știu, din timpul războiului încoace. Nu erau pregătiți, nimeni n-a fost pregătită, nici America, nici Marea Britanie, nici Franța pentru pandemia de COVID. Și tu îți bagi joc, m-a întrebat cineva, domnule, era normal să-l demită Câțu? Nu era normal să nu-l pună. Păi și de ce credeți că l-a pus? Pentru că cei de la PNL sunt foarte slabi și pentru că bătălia dintre domnul Orban și domnul Câțu de multe ori le ocupă toată energia, în loc să mai administreze și țara și guvernul, încât evident au acceptat un Voiculescu despre care știau de unde vine și cu ce scovine și până la urmă au ajuns tot unde au ajuns, l-au dat afară. Există aici un mister care, nu știu, e greu de descifrat totuși, chiar și pentru jurnaliști e greu de descifrat. Până la urmă, acest caz Voiculescu, cum naiba și de ce s-a insistat până la urmă ca tot el să ajungă la Ministerul Sănătății? Bani mai s-au băgat în campania lui de promovare a lui VVV, înțeleg că îl cheamă Vlad Vasile Voiculescu, nu știm de unde e ce. Deci toți banii care s-au investit, dumneavoastră știți pe cineva care dă bani la un politician să crească așa pe degeaba, timp de 5 ani? Sunt bani care trebuie recuperați. Mi-e greu să cred că e ceva pe gratis. Domnul Voiculescu trebuia să fie primar general al capitalei. Nu l-am auzit niciodată vorbind despre o stradă sau despre autobuzele. Interesau spitalele din București. Știți, capitala, primăria capitalei. Și investise chiar în niște spitale. Are 16, 20 de spitale. Are un buget de aproape jumătate de miliard. N-a mai ajuns primar. A zis că se duce viceprimar să tot de spitale se ocupe. N-a mai ajuns nici viceprimar. Că Nicușor, dar i-a dat peste mâini. I-a zis, domnule, stai, nu vii tu aici să iei banii de la spitale. L-au pus la sănătate. Problema este următoarea. Lipsa de pregătire și intenția clară de a face haos într-un sistem, în momentul cel mai greu al acelui sistem. E ca și când noi am fi acum în război și la apărare îl iei pe unul școlit pe la Viena, pe la vreo firmă privată, care e ocupat să ne vândă armament. Stai mă, e trădare asta, te-ar împușca în mod normal, în orice țară normală. La noi luăm și jeluim, că l-a dat Câțu afară. Vreau să vă spun un lucru. Am fost premier al mai multor guverne de coaliție. Da. Așa este, partidul din coaliție, am avut PNL în coaliție, am avut PC în coaliție. Și era locul lor, Ministerul Sănătății, să zic. Dar nu exista să propună pe cine vor. Dom'le, e locul vostru, faceți-mă o propunere. Un om care se pricepe, care să aibă legătură cu domeniul. Primul lucru, care să aibă legătură cu domeniul, să fie respectat, să poată să conducă, să fi condus ceva înainte. Al doilea lucru, apropo de discuția, cum își permite premierul să-l dea afară? N-aș fi tolerat niciunui ministru, nici la sport, nici la cultură, nici nimănui, ca în fiecare zi, să-mi saboteze activitatea. Eu am scris o chestie, nu era neapărat de laudă la adresa domnului Câțu, nu știu cum a interpretat-o, că după 5 ani avem un prim act de prim-ministru. Normal că dai afară pe un ministru care îți creează haos, care îți distruge un sistem esențial și care ci creează haos. Cocoșala asta a celor de la USR, că vai, că nu se... Eu cred că cei din USR sunt fericiți că au scăpat de Voiculescu, dar le e frică de Cioloș și de cei de la PUS. Vreau să vă întreb, că e foarte important. Criza asta nu s-a terminat, asta politică, nu s-a terminat. Continua zi de zi. Bun. În ce măsură coaliția s-ar putea fărâma din cauza acestui individ, Vlad Voiculescu? Nu din cauza lui, din cauza lui Cioloș. El e un instrument în deci echipa. S-ar putea fărâma. Dar din cauza lui Cioloș, spuneți, nu din cauza lui Vlad Voiculescu. Dacă cei de la PLUS reușesc atât de tare să influențeze pe USR... Dar cu ce atât de deosebit Cioloș de data asta încât să se poată forma o coaliție din cauza lui? Pentru că are un sprijin extern și o agendă externă care n-are nicio legătură cu interesul României. O agendă? României. Da, o agendă externă. Păi, n-are legătură cu interesele României. Concret, dar e foarte referiți? Puternic susținut. Păi nu l-am pus noi, domnul Dumitrescu, jurnalist bătrân. Da. Nu l-am pus noi, domnule, comisar european. L-a pus Sarkozy, păi da, dar acum știm, poate îl chemați pe domnul Băsescu să vă mai spun o dată ce a povestit. Mi-e teamă că la ora asta dânsul e cu patru cuburi, okay. E mai complicat. Da. L-a chemat Sarkozy și i-a zis, vrei portofoliu agriculturii, îți dăm noi un băiat de la noi, un băiat. După care, la grupul domnului Macron din Parlamentul European, avem noi un băiat. Avem un băiat. Domnul Cioloș a venit și a zis, am și eu niște băieți. Dar de unde să știa? Din Franța, din Austria, din Germania, din nu știu unde. Dar de unde îi cunoști, mă, Cioloș? Ai copilării cu ei? De unde? Că uite, domnul ăsta, de exemplu, când am fost eu la Viena prima dată ca prim-ministru, era consilier la un șef de bancă cu investiții mari în România, adevărat. Ok. Dar are domnule facultate la Viena, până la urmă?
Nu știu cum e la ei la Băneasa, dacă se dă și diplomă sau nu. Nu știu cum e Băneasa din Austria. Dar omul a venit cu agenda. Asta cu agenda este foarte, foarte importantă. Și e foarte clară pentru toată lumea, nu vă supărați. Dar dacă e clară dacă pentru toată lumea, schema, zic și eu. Nu era clară și pentru actualul guvern că își bagă în măsura în care ar fi adevărat lucrurile astea cuiul lui Pepelea în casă? Adică nu era clar? Eu consider... Și mai e o problemă, dacă e atât de gravă, vă întreb, noi mai avem servicii de siguranță națională? Eu sunt convins că serviciile noastre știu foarte bine păi și știu, văd... Păi știu, dar ce fac? Când toți dintr-un mic partiduleț n-au 2-3 ani în viață clari. Azi am citit și de domnul Barna că a lucrat ca avocat în Franța și m-a pufnit râsul. În Franța, vreau să vă spun un lucru, ca să intri în barou din Franța trebuie să fii francez cu școli în Franța. Asta știam și eu, dar zicea, am stat vreun an jumate, parcă zicea că a lucrat la McDonald's. Nu, domnule, în barou la Paris, scuzați-mă, greu de tot și dacă ești francez cu școală la Sorbona intri greu. Deci a dispărut și el vreo 2-3 ani prin Franța. Altul am înțeles că are case prin Franța. Aș vrea și eu să am eu o țară frumoasă. Da. Dar știu că-s cam scumpe la Paris casele și alea. Și foarte greu cu impozitele. Și toți apar, deodată îi apucă iubirea de România și apar toți la același partid. Dar eu vreau să spun altceva. Pentru că ați pomenit ceva de alegeri parlamentare. Sigur, eu sunt supărat, pro-România n-a făcut pragul. Am zis, domne, guvernează cei care au făcut pragul. Da. Corect și normal ar fi fost dacă ne-am fi gândit la ce e bine pentru România. Domnul Iohannis să zică, domnule, asta e, m-am luptat în campanie, am zis, ciumă, PSD și PNL, faceți ca în Germania, faceți ca în alte țări, scoateți țara din criză și după aceea vedem. Vă bateți între voi după aia. Dar să pornești la drum cu niște parteneri care la rândul lor sunt rupți, că USR și Plus sunt rupți. Acum s-a aprobat de către instanță fuziunea, de fapt. Da, dar ei se luptă cine-i șef la o partid, să, nu? Să tranșeze. Să pornești la drum cu niște parteneri pe care nu te poți baza, care din prima zi, până în decembrie, am stat în Parlament, în Camera Deputaților. Deci când ieșea domnul Roman de la PNL și cu domnul Barna de la USR, sau, deci erau, ce să vă spun, deci PSD-PNL erau frați față de ce ură între ei. Într-o perioadă în care ai criza medicală, da, domnul Dumitrescu, îmi permit așa din afara, din divizia B unde sunt eu cu acum cu Pro-România să mă uit să spun, oameni buni, și când se termină criza medicală, că o să se termine, o să dea Dumnezeu, trebuie să se termină, aia economică cum o rezolvați? Dar nu mă interesează pe nimeni. Aici a fost într-un fel greșeala mea anul trecut, am vorbit foarte mult de măsuri economice, de soluții, nu i-a interesat pe oameni, a zis, da mă Ponta, nu știu, am văzut un sondaj, foarte bun Ponta de prim-ministru, dar nu m-au votat, că las, că n-avem nevoie, acum era ciuma roșie, oamenii noi din politică, oamenii noi trimiși parașutați din afară, eu vă spun și dacă mă mai chemați o să vă mai spun, criza medicală la un moment dat va trece. Da. Cu vaccin, va trece. Nu știu, să dea Dumnezeu cât mai repede, poate nu anul ăsta. Dar aia economică... A, bun, aia când se instalează, durează. Și doi, aia nu mai îndepărtez. De ce? Tocmai am ajuns la peste 50% din PIB datorie publică. Tocmai s-au făcut anul trecut 20 de miliarde. L-am crucificat împreună, dumneavoastră, ca jurnalist, eu ca om politic pe Băsescu, că a luat 20 de miliarde și noi, până le-am plătit, a durat... Păi anul trecut s-au dus 20 de miliarde și n-a rămas nimic după ele. Anul ăsta se mai duc 20 de miliarde. Firmele românești, mai vorbim de Horeca în România, mai vorbim... Eu acum, lucrând în viața privată, mi-am făcut firma mea și toți cei pe care îi cunosc eu român îmi spun, dom'le, vrem să vindem. Nu da, știi pe este, cineva în afară este. Care să vină așa să cumpere. Este, din păcate, păi ăsta e scopul acestor oameni. Că am văzut să nu mai fie firme românești. Și foarte mulți oameni din vreo 8 patroni care au probleme în afaceri, vreo 6 caută să vândă afară. Cunosc chestia asta. Eu din 8 știu 8 care ar vrea să vândă și îi întreb, dar de ce nu vă duceți la bănci? Hai nebunii la cap, cum să ne ducem la bănci? Să le dăm pe degeaba? Am văzut băncile în 2020, când a fost criza, au făcut niște profituri uriașe în România. Dacă acum puteți dumneavoastră să-mi explicați cum e asta... Eu vă întreb altceva. În perioada asta se vede ca tablou, se văd înțepăturile dintre USR Plus și PNL, dintre Vlad Voiculescu și susținătorii săi și premierul Câțu, cel care l-a dat afară. Dar eu vă întreb, domnul Klaus Iohannis, ce credeți că face în perioada asta? Ce jocuri face domnul președinte? Domnul Iohannis, repet, cred că a greșit fundamental față de România. În momentul în care, uitându-se la rezultatul alegerilor,
Probabil că s-a gândit înainte de alegeri că îi atacă pe PSD și o să câștige PNL-ul, nu știu cât. Nu s-a întâmplat. Poporul are totdeauna dreptate. Trebuia să zic a doua zi, domnule, nu poți să aduci la, în guvern niște oameni instabili, care n-au capacitate, nu au experiență, nu au competență. Nu știm de unde vin și de ce au venit în România. Hai să facem un guvern, să scoatem țara din criză și domnia sa când pleacă din funcția de președinte, zice, domnule, măcar am scos țara din criză. Pentru că pe sistemul actual, dacă o luăm așa punct cu punct ca în 2014, eu n-am rămas marcat de 2014, dar memoria îmi stă bine. România e educată. Nu vă supărați, România e mai needucată ca niciodată, din motive, dacă vreți, subiective, obiective. Copiii mei stau de un an acasă pe calculator. Cum să fie mai educați? În Schengen, din câte știu eu, nu suntem, nu? În euro, nici atât. Vizele de America, că am cumpărat, le-au ridicat și pentru polonezi, că era vorba, hai mă, că nici polonezii nu sunt. Uite, plecăm din Afganistan, de multe ori s-a zis, dom'le, stăm în Afganistan, luptăm alături de americani, măcar ne ridică vizele. Nu ni le-au ridicat. Zi și mie totuși, din România lucrului bine făcut. Măcar asta să fie bine făcut. Uite, îi pui la oaltă PSD cu PNL, lumea a uitat acum. Dar USL era PSD-PNL, ăla care ne-a scos din criză. Scoateți țara din criză și după aia certați-vă în 2024. Așa o să avem în fiecare zi. Să nu vă faceți iluzii că s-a rezolvat scandalul între PNL, USR. În opinia dumneavoastră, USR. Nu vă fac iluzii, dar de-aia întrebam, adică ce face președintele României, că dânsul a desemnat premierul, dânsul a hotărât că îl susține pe premier, ceea ce e un lucru bun, asta exact. Ne mai lipsea acum. Adică nu, dânsul a zis că nu PSD-ul care a câștigat alegerile, ceilalți așa. Și a asumat chestia asta exact. Și a fost o greșeală, în după părerea mea. În opinia dumneavoastră, pentru că totul a plecat de la Ministerul Sănătății. Cine ar fi bun de ministru al sănătății în conjunctura asta? Un medic respectat și competent, care a condus ceva din sistemul medical românesc. Eu vă spun că am fost acolo atâția ani și știu pe cine respectă sistemul, pe cine ascultă. Voiculescu le-a făcut dosare în 2016, după care când a apărut în 2020, toată lumea din sistemul medical mi-a zis, bun, acum trebuie să luăm medicamente de la Unchisu. Credeți că se poate conduce un sistem atât de complex, cu orgolii, cu probleme de bani, cu lipsă de și cu lozinci? Că eu de câte ori mai spun câte ceva, domnule, uite, nu merge bine chestia asta, nu e normal. Eu mi-am dat demisia după colectiv, că n-am putut să tratăm 200 de arși. Am avut un singur ars la Piatra Neamț, nu? Un medic. L-au dus în străinătate. Cum la 5 ani după nu putem să tratăm un ars, trebuie să-l ducem în străinătate? Tocmai domnul Voiculescu, înainte să plece din funcție, a mai semnat vreo două ordine ca alte operații care se efectuau în România să nu se mai poate efectua în România, să-i trimitem în străinătate. Vă dați seama ce înțelege fiecare medic asistent, orice om de spital. Eu vă întreb, dacă fiecare, cum susțineți dumneavoastră, înțelege de ce nu vorbesc? Ba, unii vorbesc, de ce? Foarte puțin. Alții, și în general, alții când de vorbești, ce să vorbească, domnul Dumitrescu? Păi vă întreb, adică n-ar fi primii care să ne spună lucrurile astea? De ce trebuie să vină un om politic dar să nu ne le-am spună inventat lucrurile eu, în teren? Nu le-am inventat eu, le spun de la oameni, le scriu eu înțeleg, pe grupurile. Da, repet, adică n-ar fi normal ca ei să fie primii care să tragă un semnal de alarmă? Foarte mulți dintre ei, că sunt câțiva care tragă, da, într-adevăr, semnale de alarmă, dar sunt domnul câțiva. Domnul Dumitrescu, doar. Da, avem un caz similar în justiție. Unde toată lumea explică, vorbesc de judecători, procurori, domnul ministru de la USR, nu vă place secția specială că a făcut-o Dragnea, așa tare l-a ajutat pe Dragnea că e în închisoare după ce a văzut. Dar înțelegeți un lucru pe care îl înțeleg, nu trebuie să fii la facultatea de drept, trebuie să termin clasa 5-a. Să înțelegi, cel care acuză procurorul DNA și judecător, nu poate să-l cerceteze pe judecător. Pune pe alți procurori, la parchetul general, niște oameni, nu știu, selectează-i tu cum vrei, nu-ți place de cei care erau înainte. Dar nu înțelegi că cel care acuză nu poate să-l cerceteze pe judecător, că nu mai avem justiție în România. Nu, trebuie să desființăm neapărat, acum am înțeles. Povestea cu pensiile speciale, dumneavoastră ați văzut ce au desființat toate pensiile speciale? Da, am văzut. 1,34%. Nu e 1,3%, din 170.000 de beneficiari de pensii de serviciu. Eu nu le zic pensii speciale pentru că nu-i corect. Au desfințat la vreo 400 de parlamentari. Vă anunț acum că vor câștiga toți. Vor câștiga în toți. În instanță. Probabil da, că vor bună procese. Dreptate, că-s drepturi câștigate. Și deci totul o minciună. Povestea cu Naros, mai vorbim de pensiile care se indexau în campanie și nu se mai indexează acum. Eu spun însă altceva. Mă uit la structura economică a României. Tot ce am reușit să reclădim din 2012, acum se distruge.
în construcții, păi n-ai bugete la autorități nici până acum și n-ai cum să-i plătești. Ce, firmele românești le bagi în faliment. Firmele străine au bănci străine. Pentru că au firmele mamă. Păi da, au bănci străine care finanțează firmele străine. Și acum o să spună domnule la fonduri europene tot